Salutare tuturor, purjolo aici, ne-am găsit la primul episod din cariera noastră cu Wolfsburg, supranumit și proiectul România. Ei bine, ce vom face efectiv în această carieră? Vom încerca să ajungem jucători români și să câștigăm cât mai multe trofee, cum ar fi Champions League, campionatul în Germania, ceea ce o să fie greu, și Champions League sau Europa, să vedem unde joacă Wolfsburg în Europa cu Marseille, Estoril, Bursaspor și noi. Să vedem dacă vom putea ieși din grupa asta. Nu pare o grupă imposibilă. Se putea și mai bine, desigur. Ok. Cam astea setările, nu joc pe Legendary pentru că m-ar distruge efectiv, deci îmi dă gol și stă în apărare tot meciul, pasează în apărare, nu pot să le iau mingea. Cam încercat să joc, normal, mi-a cumpărat jocul, pentru că era 15 euro pe Origin. Și jucam pe World Class, care nu e atât de greu. Da, sper. Adică în teorie n-ar fi așa de greu. În teorie. Ok, de ce am ales Wolfsburg? Pentru că îmi place foarte mult De Bruyne, jucătorul, e jucătorul meu preferat din momentul ăsta. Hai să vedem un nume, domnul Victor Vițurcă. Perfect, cel mai bun nume, corect. Sper să meargă bine jocul, adică m-am jucat cu setările foarte mult și sper să meargă bine. Deci, să vedem ce o să face cu Wolfsburg în această carieră. Îmi place echipa, are o echipă din genială. Stai, Bender e la ei. Lordul. Ignorați tot ce scrie acolo. O să-l redenumesc eu să-mi dau seama că el. Am multe cariere. Victor. Pardon. Victor Vițurcă România. Românii. Da, perfect. Ok, hai să vedem ce obiective are Wolfsburg. Vor să ajungă în 16-imi fără striker, ok, știu pe cine aduc. Nu vă temeți. Și League Objective, să ne calificăm pentru Champions League. Ok, e posibil. Hai să vedem echipa. Dacă e Dost, e Dost în atac, care are pace-ul mai mic al lui Mertesacker. Și nu doar pace-ul lui e mai mic. Deși are 25 de ani, what? Cream că are 30 și ceva. Ok, oricum are cât are la Sprint Speed, 62. Da. Trebuie să luăm atacant și știu și pe cine aduc. De Bruyne, Caligiuri, îmi place de el, e un jucător bun. Perisic de asemenea. Luis Gustavo, e un jucător bunicel. Arnold așa. Kloze! Nu e acel Kloze, dar mă rog. Lordul Bender, nu ne mai trebuie atacat. NT. Da. Nu ne mai trebuie atacant, îl avem pe Lordul Bender, care are pace mai mic decât Dost. Dar el are altceva mai mare decât Dost. Decât oricine altcineva, desigur. Să vedem. Jung. Da, îmi place echipa. N-am făcut o alegere proastă. Lordul nu va juca în primul meci. Ci va juca Shurley aici. Pentru că are pace-ul mare. Și nu doar pace-ul. De ce tot zic asta? Mă rog, vreau să luăm pe Dybala. Mi-a plăcut, l-am la o carieră cu Arsenal. Genial jucătorul ăsta în FIFA 15, dacă puteți să luați, e absolut genial. Și
Să încerc să-l iau pe Maxim. Deși îl avem pe De Bruyne, cred că ar fi un lucru rău să-l avem și pe Maxim aici. Chiar dacă am zis proiectul România, trebuie să avem și un atacant ceva mai bun. Adică vreau să văd cât costă Dybala în... Da. Mă rog, o să ajungem pe Maxim. El este primul care vine, probabil. Și l-am văzut pe Kipchiu, nu știu ce caută Kipchiu în FIFA 15. E o întrebare bună. Alexandru Kipchiu, habar n-am ce cauți în FIFA 15, du-te înapoi de unde ai venit. Era la FCSB, dar se pare că e la Blackburn Rovers. FIFA s-a blocat? Sau nu mai vede controlul? Nu, s-a blocat FIFA. Ba, nu s-a blocat. What? Nu știu ce se întâmplă. A, gata, nevermind. Hai să luăm... Am mai văzut câțiva jucători aici. Pardon. Epureanu, n-am mai auzit de el în viața mea, deși e moldovean. Deci nu. Și am mai văzut un Alexandru, care sigur e român. Gatscan. E tot moldovean. Nevermind. Și mai era unul, parcă. Nu doar ăștia. Ăsta bănesc că e... Rus? A, tot moldovean. Wow. Plin de moldoveni. Deși zice country ruș. Rușa. Da. Rașa. Hai să vedem pe Rusescu. Nu? Cum îl cheamă? Raul? Nu există așa ceva. Kirikesh. Vlad Kirikesh. Lom. Inquire about. Joc controllerul, dar... De ce nu pot să... Te rog, lasă-mă să umblu la astea. Nu mă las. Stai, reset. Aaa, de-aia nu mă lăsa, măi. Măi. Ok, nationality. Hai să trecem direct la România. Mai știu câțiva jucători, dar... dar da. Trebuie să... Vreau să-i văd așa, știi? Submit. Hai să vedem ce jucători români avem. Florin Andone... E ok ish. Big Falvi. Ok. Hai să vedem Costea. Gardoș pare ok ish. Dragoș Grigore. Herea și Cheșeru, ok. Îmi sună bine. Lobonț. Approach Roma to buy, cât costă? Base value, cât costă? Wow. 450.000. Hai să dăm 450. De ce nu? 460. Hai că e român de-al nostru și să luăm așa. Silviu Lung, ok, ce caută Silviu Lung în străinătate, value, semnul întrebării, îi dăm 600, kind of, cred că ar trebui să meargă, Marica, la noi, de ce nu, fuck you, hai să vedem, îi dăm 800.000, cel mai scump jucător, probabil, nu, Maxim e cel mai scump, ar trebui să fie cel mai scump. Maxim, așa, Moții, Moții, îl luăm pe Moții neapărat, băgăm și portar dacă e nevoie. Ok, gluma asta nu o să se învechească niciodată, 900.000, nu, 1000, nu chiar, hai 800, tot 800. 20.000 salariu, opa. Pantilimon, Pap. N-am de gând să-l iau pe Pap.
Am nevoie de defensivă, deci nu le iau pe Faber. Bine, probabil că o să-l iau până la urmă. Tot 800 de mii. Cam asta e valoarea jucătorilor. Poate și mai mult. Să vedem. Și pe Pap, 800 de mii. E frică cu el în apărare, dar poate o să avem și alți jucători. Pe De Bruyne îl păstrăm. Orice ar fi, e jucătorul meu preferat, deci... Adi Popa, what the fuck? Ce am apăsat? Pușcaș de la Inter. Poate să crească. Și nu știu cât dau pe el, 800 de mii? Nu, 600 maxim. Cred că am dat cam mult, dar mă rog. Pulhac. Bogdan Stancu, era să uit de Bogdan Stancu. Cum să uit eu de Bogdan Stancu? Dăm 1 milion pe Bogdan Stancu. E, nu face nici 45 de mii cât are el salariu, dar trebuie să luăm pe Stancu și trebuie să dăm cât mai mult. Să am văzut pe Sân Mărtean aici, care mi se pare destul de interesant și o să-i dau 1 milion. Sper să vrea. Bine, bănuiesc că o să vrea, nu știu. Torge, cum să nu? Îi dăm tot 1 milion. Cred că am cheltuit, sorry, cam toți banii. Și Vătăjelul îl luăm și pe Văt. Ce am făcut? Stai așa. Vătăjelul. Luăm și pe Vătăjelul, nu mă lasă. Proci tu sang. Super. E fără contract. Îi dăm 2250 și 4 ani bonus. Și îi dăm și noi important. Deci, hai să vedem. De 21 de ani nu are cum să fie foarte prost. Bine, poate să fie prost, dar o să crească. Hai să vedem. Inquiry. 14 milioane, my fucking god. Hai să-i dăm 14 milioane fix pe lui Maxim, pentru că ne trebuie Maxim. Fără Maxim nu există. Ăsta nu vrea. Big Falvi, 7 milioane. Ok. Îi dau 6. Dacă vrea cu 6, e binevenit. Dacă nu, marș. Chiricheș, îi dăm 8 milioane. Ar trebui să vrea. E un jucător bun. De. Și cam atât. Îi dăm advance. Vedem ce jucători. Dybala. Cred că nu luăm pe Dybala. 21 de milioane, nu luăm pe Dybala. De ce costă Kipchiu așa mult? Maxim 4 milioane Kipchiu, prost. Ro, poate era în formă atunci. Da, nu cred. Andone, nu vrea. Deci dacă îi dau eu 1 milion 800 de mii, vă conving să-l dați cash-ul. 2.800.000. Dacă luăm cu 2.500.000 sunt fericit. Pentru că avem nevoie de atacant. Cred că lui Gardoș noi am dat de acolo. Rejecte. Da. Ok, am zis ceva complet cu sens. Clean sheet bonus. Știi ceva? O să-i dau doar 10, 4. O să-i dau important. Pentru că o să fie jucătorul nostru și e important. De ce n-a vrut pentru Silviu Lung și nici pentru Torje? Ei n-a vrut 600 de mii, îi dăm 900 de mii. Hai să vedem, cheltuim banii pe Lung. Mergem pe Lung și dăm heul. 1.500.000. Hai, Torje, vino la noi că avem nevoie de un român. Deci l-avem pe Perisic, dar el nu e român.
Să vedem. Accepted și vătăjelul ar vrea, teoretic. Să dăm, uite așa. Și important, 4 ani. Să dăm future. Așa cred că ar trebui să vrea. Deci avem așa. Maxim vine la echipă. Sper că vrea 60.000 bonus, important, crucial chiar. Are moral bun, formă ok. Leg Poznan, Big Falvi, FMM nu vreau să te iau, dar mă rog. Important, hai să dăm crucial, poate nu vrea. Ok, Big Falvi, românul Big Falvi, cum sună. Kirikesh, 8 meleoane, vrea Kirikesh. 8 meleoane să fie. Crucial, da. De la Tottenham. Ce mai avem noi pe aici? Al Ittihad, rejected. It's too valuable. Marica, Pușcaș, Sămărtean. Hai să încercăm să-i dau lui Sămărtean 1.500.000. Trebuie să vrea. 34 de ani. Am uitat asta. Marica, te rog, vină la echipă, îți dau 1.500.000. Acum am dat seama că le-am dat cam puțin. Deci, Pantilimon. Trebuie să avem un portar de rezervă. 1.500.000 și lui. Și Pușcaș. 1.000.000. Cred că ar trebui să fie ok. Cred, nu știu. Sperăm că ar trebui să fie ok. Ce mai avem pe aici? Copenhaga, nu știu ce. Marica, așa, moții. 1.000.000, ok. Dăm 1.200.000. Pentru moții. V-am zis că trebuie să avem și un portar de rezervă. Rejected, accepted. Big, stai. Corect. Stancu. Stancu vine la echipă neapărat. 1.500.000. Da. Stancu. Și Andone Tonu vrea. Îi dăm 1.500.000 și lui. Bănuiesc că acum vrea, nu știu. Cât de pretenție să fie și Andone asta. Accepted. Lobonț vine la echipă. Primul jucător de la echipă român este Lobonț. Acum Cheșeru. Vine Cheșeru. Asta nu încă. Trebuie să fac ofertă. Bonus per goal. O să dea cam multe goluri, deci dăm important. Mă rog. Așa. Rejected Silviu Lung. Ok. Nu vrea nici... stai că nici noi am dat ofertă bună. 1.500.000. Mai mult nu. Sau... ba da, de fapt merită mai mult. Și Torjeto nu vrea. Încercăm cu 2.000.000. Dacă nu vrea nici acum, chiar lasă-mă în pace, Torje. Dar n-am nevoie de serviciile tale. Sau bine, s-ar putea să mai încerc. Ăsta tot nu vrea. Wait, what? 1.800.000. Hai să-i dăm lui Sămărteanu 1.800.000. Avem de nevoie de niște pase. Vătăjelul. BV. Accept. Vine la echipă Bogdan Vătăjelu, care e la Craiova acum. Maxim vine la echipă. Nu mai avem bani și de ceilalți, dar nu-i contează. Cine e asta? Accepted. Kipciu. Dăm 30.000. 35, hai. 4 important, așa. Un cam veritabil.
Vătăjel așa și rejected Inter. Puskás, FMM. Big Falvi, ce? Big Falvi. 45.000, ce vrei mai mult? Crucial. Hai, Crucial. Dacă vrei tu Crucial, deci o să jucăm cu cam mulți, cam. Cam mulți, cam. Nu sună bine. Hai să vedem. 7 mesaje. Holy shit. Pantilimon. Ce vrea Pantilimon? Stancu, Andone. Mamă. Ce e aici? 2 milioane pentru Stancu. Stancu e indispensabil. Andone. Ok. 2 milioane să fie. Deși nu mai am bani dacă le dau atâta. Trebuie să văd cum vine asta. Asta vrea 1.500.000. Sper. And won't move again. Mai dau o dată atunci. Și Marica... 2 milioane. 2 milioane, hai. Să zicem. Pantilimon de asemenea... 2.300.000. Nu știu. Pantilimon e un portar bun. Panti. Cum îi zic englezii. Haide, mai am un mesaj care mă enervează așa. Nu înțeleg atâtea chestii. Torjeto nu vrea, e idiot. Ăsta vrea. Kirikesh, BV Kirikesh la echipă cu tine. Nu, acum nu mai am bani de niciun jucător. BV echipă. Mă rog, în timp o să... o să... facem echipa asta să fie bună. Știi ceva? Ia pleacă tu, torce de aici. Pentru că n-am eu nevoie de tine, măi. De serviciile tale. Kipchiu, fă mă, Kipchiu, n-am bani. N-am. Stai. Și Sâmbărtean și Kipchiu. Ăsta cine e? Silviu Lung. 2.500.000. Stai așa. Transferuri. Aici. Să facem, uite așa. Accept. Să le cerem celor de la Wolfsburg mai mulți bani. Pițuri care are nevoie de bani. Încă 6 milioane ar fi ok. Și facem așa. Cup. Semifinal Europe. Win the cup. Semi-final, hai să vedem. Ar trebui să ne dea bani, am nevoie de bani pentru jucători mai buni. Așa, să-i dăm lui Asu Martin, vrea încă contract, nu trebuie să dea accept. Hai să-i dăm, uite așa. Bine, nu-i cine știe ce echipa aia a lui, dar e jucător ok ești. Deja au mesaje. Cine asta? Stancu, 3 milioane. Mă simt bulversat. Andone. Nu. Stai. Abbas Dost. Afară. Afară. Acum. Yes, am bani. Ok. Era un jucător ok, dar am nevoie de bani. Și repede. Ok. Kipchiu, stai puțin. Stal puțin. Deci, pe cine l-am luat? Pe Cheșeru. Rejected și Marica și Puskás. Dar nu știu ce să facem cu atacanții, pentru că nu prea am atacanții. Îl avem pe Lord, dar... Da. De ce? Uite, și mi-a dat și bani. BV. Richard Pantelimon. Kevin De Bruyne, 27.000. Niciodată. Nici o fucking dată. Uh,
Ce vrei să Mărtean? 40.000 atunci. 40.000. Portant. Oh, ce om. Oricum o să se pensioneze. Deci, degeaba i-am dat atâția ani. Nu știu de ce am făcut asta. Oh my god. Club pulled out. Ok. Big fall vid, tu de ce nu mai vrei? Pentru că nu vrea banii, Jegu. Ia-mă de aici, important. Pentru că nu ești crucial, fraiere. Mamă, câți bani le dau, frate. Și tot nu vor. Ei cu gura mare. Nu crede că o să-i dau rolul pe care l-am promis, mă rog. Ok, știi ceva, nici nu mă interesează. Hai să dau advance. Măcar avem bani. Luăm pe Sumartean. Și pe alălalt, pe Big Falvi. N-am bani de Big Falvi. Dacă n-ai vrut mai devreme, fraiere. Kipchio. Am bani de Kipchio. Bun. Măcar atât. Și cam atât. Cred. Să aranjăm echipa. Simulăm până la primul match. Dacă există așa ceva. Dar cu... Cagliari, așa. Unde e Barbo. Hai să vedem echipa. Schimbăm formația. Un 4-3... 4-3-1-2? Există așa ceva? Nu. 4-3-3? Așa. Sau nu? Așa ceva. Nu, uite așa. Da, perfect. Stai, cancel. Ok, De Bruyne și... Mamă, ce am de făcut aici? Șurle, treci pe partea asta. Bednar, Lordul. Trebuie să stai aici. Perisic aici. Arnold cu Maxim. Maxim, am spus, așa. Sunt prea mulți mijlocași. Deși știu ce o să fac. Uite, îl bag aici pe Sumartean. De Bruyne rămâne normal. Șurle cred că poate să fie schimbat cu Kipchiu. Și Lobonț, desigur, intră în poartă, chiar dacă are 69 overall FMM Lobonț. Kirikes intră în apărare, desigur, în locul lui Klose. Are overall mai bun, chiar. Vătăjelu. Oh my god, mi-e frică de Vătăjelu, are 58 overall. Are you fucking kidding me? Da. Îl băgăm pe Benali aici, pe bară. Pentru că... Și pe Moții. Unde-i Moții? Stai, l-am luat pe Moții. Nu cred. Mă rog. De așa să-l schimb cu ăsta. Păi, cam atâta pentru episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Următorul episod o să jucăm și primul match. Deci, da. Până data viitoare, vă urez o zi bună. Pa!